Astăzi vreau să pregătesc o salată de varză. O salată de varză foarte delicioasă, care poate sta în frigider până la 5 zile și este din ce în ce mai bună. Pentru această salată de varză avem nevoie evident de varză. Putem combina varza albă cu varza roșie. Avem nevoie de un morcov și vom face o marinadă din foi de dafin, apă cu sare, piper, oțet și ulei. Eu aici am tocat puțină varză, însă voi mai toca jumătate din varza aceasta și voi da pe răzătoare morcovul. Avem nevoie de un bol încăpător. Vom adăuga și varza. Mai toc puțină varză. Ce îmi place la această salată este că devine mai bună pe zi ce trece și este o variantă low budget. Această salată este potrivită atunci când facem meal prep, deoarece putem pregăti mâncarea dinainte și salata aceasta se potrivește cu orice fel de mâncare. Punem foile de dafin peste apa cu sare, punem și câteva boabe de piper, oțetul și uleiul. Această compoziție o vom turna peste varză, dar mai întâi vom frământa foarte bine varza. Putem păstra varza într-un bol foarte încăpător în frigider sau în borcane. Înainte să o mâncăm, trebuie să stea minim 2 ore la rece, astfel toate gusturile se vor pătrunde. Am pregătit aici prânzul în avans pentru următoarele 2 zile și voi adăuga în caserole salata de varză. Nu e așa că ești mult mai relaxat atunci când știi deja ce vei mânca mâine la prânz? Îți recomand și ție să faci meal prep și să încerci această salată.